Bună, drăguții mei! Bună, suflete frumoase! Haideți să facem o etalare specială pentru cei care nu au pe nimeni în acest moment sau cei care sunt absolut singuri. Cei care poate că au avut în trecut sau poate că nu pe cineva sau pur și simplu pentru persoanele care nu au pe nimeni în acest moment. Să vedem dacă se gândește cineva la voi, dacă urmează ceva să intre în viața voastră sau cineva să intre în viața voastră în perioada următoare. Bun, am pus aici două grămășoare, prima și cea de-a doua. Voi va trebui să vă alegeți una dintre aceste două variante. O vom face în două variante, iar vom folosi acest pachetel de oracol pentru a vedea potențiala energie care urmează să intre în viața voastră. Bun, dragii mei, haideți să vedem. Deci prima și cea de-a doua. O dăm pe cea de-a doua la o parte și începem cu prima variantă. Hai să extragem o carte din oracol pentru voi. O să văd dacă există cineva care vă are în vizor sau poate voi aveți pe cineva. Nu știu, vedem. Ok, e a doua oară când se arată această carte. Creație, ritual și transformare. Ok. Se pare că în unele situații este posibil să fi avut pe cineva în trecutul vostru cu care ați creat o uniune sau cu care, pentru care voi v-ați sacrificat și voi v-ați transformat, voi ați trecut printr-o perioadă destul de greoaie cu această persoană sau alături de această persoană. Este foarte, foarte greu să vă desprindeți de acea energie în acest moment. Pentru că ați făcut foarte multe sacrificii în trecutul vostru pentru cineva. Bun, drăguții mei, haideți să vedem. Ne uităm și în tarot să vedem ce ne spune despre voi sau ce urmează să vină în viața voastră. Unii dintre voi chiar v-ați pierdut crucea. Este ca și cum ori o relație s-a încheiat definitiv, o relație la care voi ați ținut foarte mult. Voi ați pierdut pe cineva aici, ați pierdut o persoană foarte dragă, că acea persoană nu mai este deloc printre noi sau că pur și simplu ați încheiat legătura cu acea persoană, crucea ne vorbește despre un final. Deci ceva s-a încheiat, s-a terminat, s-a dus, nu mai este. Ok. Dar acea relație a fost extrem de dureroasă, să spunem. Deci v-a durut faptul că ați încheiat acea legătură. Nu cred că v-a fost ușor și nu cred că vă va fi ușor să treceți peste tot ce văd eu acolo. Ok, hai să vedem mai departe, să vedem dacă apare ceva nou în viața voastră sau veți rămâne în perioada următoare tot singurei. Hai să vedem voi, cum vă simțiți voi. Ce urmează să apară în viața voastră și ce nu știți, ce apare ca și o surpriză. Ok, la ce vă gândiți voi aici? Păi am scrisoarea și ursul. Vă doriți să comunicați sau vă doriți să vă faceți un prieten sau să aveți pe cineva alături care să vă protejeze, aveți nevoie de protecție? Sau voi vreți să protejați pe cineva, acum luați cum credeți voi că rezonează pentru voi. Vă doriți o persoană cu care să vorbiți măcar, să stați de vorbă, cu care să aveți comunicare. Asta vă văd în mintea voastră în acest moment. Ok. Încercați să stați departe de legăturile nefaste, de oamenii cu probleme, de oamenii care v-ar putea băga pur și simplu într-un labirint. Ok, aici vă văd pe voi în căutarea unei soluții. În căutarea unei soluții. Hai să vedem ce apare pentru voi în viitorul apropiat. Opa! Opa! Hai că apare ceva. Asta e frumos. Hai că mă bucur. Da, apare o persoană care ar putea fi de la distanță sau o persoană care își caută de asemenea echilibru sau își caută perechea, o persoană care, o să ne uităm un pic mai mult la această persoană, să vedem ce-i cu ea. Pare o persoană destul de romantică, o persoană
destul de, dar și dezorientată în același timp. Un pic dezorientată. Hai să vedem, ca și surpriză, ce surpriză aveți. Am impresia că persoana asta care urmează să apară în viața voastră sau apare aici în viitorul vostru apropiat, am impresia că persoana asta ori e toxică, ori are probleme în familie, ori are niște prieteni destul de nefaști pe lângă, are niște probleme, șoarecii și șarpele sunt niște probleme nerezolvate ale acestei persoane. Deci asta va fi surpriza în legătură cu persoana de care voi întrebați aici. Hai să văd ce-i cu persoana asta, ce ascunde. Ok, o altă femeie. Da, mai are pe cineva în viață, mai există cineva în viața lor. Este posibil în unele cazuri să fie ori o veche parteneră, ori cineva din trecutul lor, ori o persoană cu care este căsătorită sau, deci, mai este într-o legătură. Da. Da, am impresia că, vedeți voi cum s-au așezat cărțile, cumva mi-arată că persoana care va intra în viața voastră în viitorul apropiat nu se mai uită către cealaltă persoană, dar cealaltă persoană, adică femeia din viața lor, au speranță încă. Nu-i lasă în pace. Deși e ceva toxic pentru ei, este ceva toxic pentru ei și pentru voi. Pentru ei și pentru voi de asemenea. Hai să mai căutăm informații despre ei. Întâlniri nocturne, întâlniri de seară, mai văd. Probabil că de aceea am văzut eu pătratul ăsta aici și labirintul, adică este o situație un pic, da, conflictuală. Cu biciul ceartă. Da, ei doi nu se mai înțeleg, dar vedeți voi că totuși persoana aia nu se lasă, adică stă agățată pur și simplu de energia asta. Munții ne pot vorbi despre obstacole, sunt obstacole și despre ani. Este ca și cum voi a stat foarte mulți ani singure sau singuri în energia asta. Da, e o relație care urmează să, deci ar părea că ar intra cineva în viața voastră, dar este o persoană care are probleme. Are probleme cu o altă femeie, care este foarte toxică, care probabil cu șoarece ăștia aici ei mănâncă de resurse. Este posibil să fie o persoană care e atașată sau agățată din punct de vedere financiar de persoana asta care intră în viața voastră. Bărbatul ăsta nu mai văd să se uite către ea, dar totuși sunt unul lângă altul, ceea ce îmi spune că ei încă sunt într-o legătură, nu s-au desprins. Da, au oarecare stabilitate, au lucruri împreună. Și secret, încearcă să țină secretă toată această poveste. Și poate fi cineva de la distanță. Da, poate fi cineva de la distanță sau... Da, aveți grijă cu întâlnirile astea online și să nu vă facă speranțe aiurea. Bun. Hai să mă uit un pic să vedem și posibilitatea de a avea o relație cu această persoană care este sau să vedem ce informații mai aflăm. Posibilitatea de a avea o relație stabilă cu această persoană. Nu, îmi spune să nu vă riscați, să nu vă riscați, cumva, da, e ceva, e un risc inutil, depuneți foarte mult efort, inutil, cumva, cu această persoană, nu, deci nu este ceva bun, ceva de bun augur, nu, bun. Ia să văd și eu asta. Hai că am luat toate cărțile, le-am luat la rând. Există atracție între voi, dar cam atât. Știți cum văd aici treaba? Este... Stai optimist în legătură cu viața ta
sentimentală și atracție, vedeți voi. Există atracție între voi. Da, dar ei au de rezolvat niște probleme. Este posibil în unele cazuri și foarte multă pasiune între voi. În unele cazuri este posibil ca această persoană să fie de altă naționalitate sau să fie o diferență foarte mare între voi doi. Pentru că am factorii religioși. Factorii religioși apar atunci când sunt diferențe mari de clasă, de cultură, de societate, de nu știu ce, de toate. Sau poate chiar de religie, în unele cazuri. Bun, deci este foarte multă atracție. Dacă vă doriți așa doar o aventură, e ok. Dacă vă doriți ceva stabil, nu văd ceva stabil, pentru că persoana asta mai are pe cineva. Mai are pe cineva și nu se poate desprinde de acolo cu una, cu două. Bun, hai să vedem și aici. Am niște chestiuțe cu niște litere, să vedem eventual ce litere avem. Ok, ce avem noi aici? Cam multe. H, Z, J, R, N, O, B, N de două ori, B iarăși, R iarăși, T, G, o inimă mare, o inimioară faină. Așa, L, M, B și G. Ok, bun, dragii mei. Nu știu dacă are vreo relevanță sau dacă vă ajută cu ceva, dar pentru că tot le am pe masă, am zis să le folosesc. Bun, drăguții mei, asta ar fi fost prima variantă. Eu între timp îmi strâng cărticelele și mergem către cea de-a doua variantă. Și să vedem ce avem și acolo. Cei care v-ați ales acest pachetel, aceste două pachete, hai să vedem la voi cum stă treaba. Deci este special făcută pentru persoanele singure, pentru persoanele care nu au în acest moment pe absolut nimeni. Vedem ce o să intre în viața voastră în viitorul apropiat. Dacă o să intre sau nu ceva în viața voastră, pentru că posibil să nu intre nimeni. Adevărul. Ce frumos. Voi vreți adevărul. Vreți o persoană care 44 văd aici. Persoană foarte corectă. Sau poate că voi sunteți persoane foarte corecte. Ok, iarăși avem ritualul și strategia. Unii dintre voi chiar faceți ritualuri sau faceți strategii sau încercați cumva să atrageți sufletul pereche sau să vă atrageți o persoană care să vă mulțumească, să vă împlinească din toate punctele de vedere. Bun, hai să văd și o carte de aici. Să vedem ce energie ar putea intra în viața voastră. Ce energie ar putea intra în viața voastră. Ok. Judecata. Și hierofantul. Poate fi cineva care a fost căsătorit sau căsătorită. Sau mai poate fi cineva din zodia Taur. Sau poate că voi ați fost în acea energie. Hai să văd ce am din tarot pentru voi prima dată. Cum sunteți voi în acest moment? Cum sunteți voi în acest moment? Ok. Ok. Văd aici o persoană divorțată, o persoană singură, divorțată, care nu-și mai dorește să fie singură. În unele cazuri este posibil să avem de-a face cu un domn, să fie o persoană într-o zodie de foc. Nouăle de pentacule în poziție inversată și justiția. Ori este o persoană care, ori voi sunteți persoane care lucrați, aveți de-a face cu o haina statului, cum s-ar spune. Adică lucrați pentru poliție, jandarmerie, spitale, nu știu, primării, chestii de genul ăsta. Ori
ați trecut printr-un divorț și asta este posibil și nu vă mai doriți singurătate, nu vă mai doriți să mai fiți singuri. Hai să văd în mintea voastră pe cine aveți voi acolo, în suflet, ce urmează să apară și surpriza. Care ar fi surpriza? Dacă urmează să apară cineva sau nu? Frici. Frici. Vă e frică să nu vă îndrăgostiți, să nu intrați într-o relație unde să vă puneți sufletul pe tavă, iar apoi să vă rămâneți dezamăgiți. Vedeți voi, astea sunt fricile voastre, iar astea sunt emoțiile. Voi, atunci când sunteți... când dați frâu liber emoțiilor, vă e teamă, încercați cumva să le țineți ascunse, să le țineți în spate, să... pentru că probabil că în viața voastră ați avut de-a face cu persoane care v-au rănit și care sau situații care nu prea au dus nicăieri. În mintea voastră, vă doriți un succes, vă doriți totuși să mergeți către succes, dar aici mergeți singuri, vedeți voi în cărțile astea, voi sunteți singuri. Optul de cupe. Încercați să vă detașați emoțional de o anumită situație. Sau poate că voi ați părăsit o anumită persoană. Sau... Da, optul de cupe e o detașare emoțională. Sau un drum, o călătorie. Ce vine în viața voastră în curând? Ceva surpriză. O să aflați adevărul despre o anumită situație. Sau aflați ceva ce nu o să vă vină să credeți. Ori, în unele cazuri... Poate cineva apropiat vouă trăiește turnul ăsta, trăiește o separare în viitorul apropiat. O să le clarificăm să vedem despre ce e vorba. Și surpriza, surpriza. Asul de bâte, poziție inversată și o petrecere. O invitație la o petrecere pe care nu prea o vreți. Cu asul ăsta de bâte, parcă în poziție inversată, parcă nu prea v-ați duce la acea petrecere sau nu... Dar e o invitație care să ieșiți undeva cu prietenii sau ceva de genul ăsta apare în viitor, ca și surpriză. Hai să văd. Ce vrea să ne spună turnul? Turnul. Veți avea o surpriză din partea unei persoane pe care voi o cunoașteți deja, o persoană cu care ați încheiat orice fel de legătură, orice fel de relație, pentru care voi nu mai aveți sentimente, cu cavalerul de cupe întors invers, pentru care voi nu mai aveți nimic, dar veți fi surprinși, cumva, vedeți voi, cartea morții este ca și cum ori persoana aia trece prin ceva foarte grav, ori persoana aia... a pățit ceva foarte grav sau trece printr-o transformare, apare în viața voastră ca și o persoană transformată total, dar voi nu mai vreți să auziți, nu mai vreți, adică cavalerul ăsta de cupe întors invers nu vă mai interesează de nicio culoare acea persoană. Hai să vedem asul de bâte în poziție inversată. De ce? Luna. Nu prea sunteți voi siguri. Și nouăle de cupe. Nu este exact ceea ce voi vă doriți. Da, cineva vă invită undeva, dar nu prea vă doriți să ieșiți la acea petrecere. Marea preoteasă în poziție inversată. E cumva o situație de genul că cineva tot încearcă să vă abordeze aici, dar nu, voi nu sunteți interesați de nicio culoare. De nicio culoare. Șasele de pentacule invers. Da, voi nu mai vreți să oferiți absolut nimic acolo. Nu. Nu mai aveți bucurie pentru acea persoană. E cineva din trecutul vostru. Cinciul de cupe. Ați regretat și ați plâns prea mult sau ați trecut prin niște situații destul de grele împreună cu acea persoană și nu vă mai interesează. E cineva din trecut. Și pașul de bâte. Totuși persoana aia vrea un început cu voi. Sunteți cumva blocați în energia aia. Hai să vedem care-i treaba. Voi sperați, vedeți voi speranța și... Voi sperați către ceva mai bun, către ceva mult mai bun.
să vă găsiți fericirea, speranța și fericirea, să vă găsiți fericirea, probabil că alături de altcineva, dar... Ok. Da, cineva aici tot... Da, o persoană pe care voi ați pierdut-o încă vă dorește, încă vă are în minte. Cineva pe care voi ați pierdut. Ați locuit împreună cu acea persoană. Și aici ce s-a întors? Probabil că persoana aia a ales pe altcineva la un moment dat sau... Și acum s-au despărțit. Da. Mm-hmm. Da. E cineva din trecutul vostru care încearcă să revină. Nu văd nimic nou. Toți văd un as de spade aici, dar asta e o claritate pe care voi o aveți. Și asul de bâte e în poziție inversată. Este ca și cum voi nu vreți un început. Vreți un început, dar nu cu persoana asta. Și tot ce vi se oferă în viitorul apropiat nu este decât persoana asta. O persoană căreia voi obișnuia să-i faceți cadouri sau pentru care voi, nu știu, ați depus aici un efort destul de mare. Da. Cam asta este la varianta 2. Nu prea este mare lucru. Nu. Numai persoana aia din trecutul vostru de care nu scăpați. Nici cum. Nici cum, nici cum. Hai să văd și cu îngerașii ce am la voi. Ce-i cu persoana asta care tot încearcă să intre în viața voastră? Da, o persoană care v-a înșelat așteptările. Care are încă sentimente pentru voi romantice sau are pasiune. Și ce mai are aici? Decepție. Da, lucrurile sunt un pic amestecate aici la voi. Voi parcă ați vrea, parcă n-ați vrea. Nu știu cine tot încearcă aici să intre în viața voastră, dar voi nu vreți energia aia. Nici cum. Nu vreți energia aia. Cumva cărțile îmi spun că mai trebuie să așteptați sau mai așteptați un pic. Da. Undeva într-o călătorie, unde veți face un drum, o călătorie, sau ați făcut un drum, da. Am impresia că despărțirea asta voastră de cineva din trecut a fost undeva la un drum. Nu, momentan nu văd lucruri să se arate, nu văd nimic care să spună că ceva nou intră în viața voastră. E doar o energie veche, cineva din trecutul vostru care încă vă bântuie. Dar cineva pe care voi nu vreți. Deci nu vă gândiți la o persoană care vă e dragă. E cineva care voi nu vreți acea persoană. Nu. Speranța există și voi vă doriți să nu mai fiți singuri sau singure, dar nu văd pe nimeni în viitorul apropiat. Bine, energia cărților se poate schimba, știți cum e. Dacă ne mai uităm peste o săptămână, probabil că o să vedem cu totul altceva. Pentru că se schimbă. Se schimbă și în funcție de ceea ce noi facem. Se schimbă și în funcție de gândurile noastre, de ideile noastre. Totuși, așa, uitându-mă la cărți, îmi dau seama că tot ceea ce voi puteți să faceți este să trăiți în adevăr și să încercați să manifestați într-un fel sau altul și să vă creați strategii. Sau să vă țineți tot timpul nas în mânecă, ceva de genul ăsta, să fiți ca și o vulpe, să fiți hoți sau hoațe pentru a ajunge să cuceriți pe cineva. Nu știu, e un pic așa mai... Na, nu iese chiar cum trebuie aici. Hai să văd și aici ce avem. Potențiale nume sau persoane care se gândesc la voi, inițiale. Ups, ok. Hai să vedem ce avem. Și la voi avem inimioara. Asta e frumos. A ieșit inimioara. Ok, W, T. Ce e asta? C, B. Două inimioare. Văd și o gelozie aici. Ok.
Z, H, L, V, B, T, B de două ori, iarăși B, Y, N, M, J, G și H. Bun. Nu știu dacă au vreo relevanță sau nu, dar pentru că le-am avut pe masă, am zis să le spun. Bun, drăguții mei, cam atât am avut și pentru voi. Îmi pare rău că la cea de-a doua variantă nu mi-a ieșit ceva frumos. Nici la prima n-a ieșit cine știe ce, dar... Da, să zicem. Bun, nu văd nimic să apară ceva extraordinar pe viitor, cel puțin nu viitorul apropiat. Nu știu, timpul de obicei trebuie să vi-l puneți voi, vă gândiți la o perioadă următoare, cum ar fi o săptămână, două, trei, o lună. Nu vă duceți mai departe de două luni pentru că energia se poate schimba. Bun, dragii mei, vă pup, vă îmbrățișez, numai bine. Mulți, mulți, mulți pupici. Ciao!